În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iisuse, Tu ai trecut pe pământ făcând bine tuturor. Ai stat alături de cei aflați în îndoială, de cei neștiutori, păcătoși, mâhniți, de cei bolnavi, înfometați și însetați. Te-ai impresionat durerea lor sfârșietoare. Ți s-a făcut milă de ei și i-ai vindecat, i-ai mângâiat, i-ai învățat și i-ai iertat. Ai făcut toate acestea din iubire, dar s-au găsit totuși persoane care nu te-au recunoscut, nu te-au primit și n-au crezut că tu ești Fiul lui Dumnezeu. S-au răzbunat pe tine, s-au plâns împotriva ta, au intervenit pe lângă autorități și au reușit să te condamne la moarte printr-o nedreptate. Doamne, și noi suntem printre cei iertați și mângâiați. Tu niciodată nu ne părăsești. Când suntem căzuți, Tu ne spui, ridică-te, nu ești singur, și ne întinzi mâna pentru a ne ajuta să ne ridicăm. Astăzi vrem să te însoțim pe calea crucii, pe calea durerii și a iubirii. Vrem să stăm cu Tine și să învățăm de la Tine, căci Tu ești Mântuitorul și Învățătorul nostru, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Act de căință. Stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Pentru a fi pe placul mulțimii, Pilat comite o nedreptate. În istoria omenirii, El nu este singurul, nu este nici primul și nici ultimul. Nedreptatea lui Pilat cauzează suferința, biciuirea și moartea violentă a unui nevinovat, a unuia care a trecut făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau stăpâniți de diavol. Iisus este condamnat la moarte printr-o nedreptate. Privind la nedreptatea comisă de Pilat, ne amintim de nenumăratele nedreptăți pe care noi înșine le-am săvârșit pentru a fi pe placul celorlalți al anturajului. Dar ne-am gândit vreodată la consecințele faptelor noastre? Micile noastre nedreptăți pot avea consecințe dramatice, pot influența viața semenilor noștri. Cât de mult au suferit semenii noștri din cauza nedreptății noastre, a mândriei și a orgolului nostru? Iisuse, Tu ai fost condamnat pe nedrept. Iartă toate păcatele, răutățile și nedreptățile noastre. Iartă-ne că de nenumărate ori i-am acuzat pe semenii noștri. Iartă-ne că de nenumărate ori am stat în banca noastră, am închis ochii și nu am avut curajul să intervenim atunci când semenii noștri sufereau pe nedrept. Trimite-L, Iisuse, pe Duhul Sfânt asupra noastră pentru a ne lumina, pentru a ne întări să nu mai comitem nedreptăți. Iar atunci când ni se face o nedreptate, ajută-ne să te imităm pe Tine, cel blând și smerit cu inima. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Început și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce,
Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus ia crucea pe umeri și o poartă din iubire pentru noi. Luând crucea, El ia asupra sa povara păcatelor noastre. Putem spune fără a greși că Domnul îmbrățișează crucea pentru noi și pentru a noastră mântuire. Fiecare avem o cruce pe care trebuie să o purtăm cu credință. De multe ori ne concentrăm numai asupra greutății crucii și astfel ne pierdem vigoarea interioară și capacitatea de a visa. Nu sperăm că vom avea parte de înviere și de fericirea nemărginită. Chiar și în momentele cele mai dificile, Iisus nu ne părăsește, ci merge alături de noi. De fapt, ducându-ne cu iubire crucea, mergem pe urmele Învățătorului. Papa Francisc ne invită să ne îmbrățișăm visurile, așa cum Iisus și-a îmbrățișat crucea. Tinere, deschide larg brațele și primește viața așa cum este ea. Nu-ți fie teamă. Urmează-ți visul de a trăi cu bucurie fiecare moment alături de alții. Visul de a ajuta pe cei în nevoi. Visul de a clădi o lume mai bună. Iisuse, prezența noastră în fața crucii tale să trezească în noi recunoștința și curajul. Purtându-ți crucea, Tu ne-ai arătat cât de mult ne iubești. Fii mângâierea și curajul nostru atunci când crucea ni se pare prea grea. Susține-ne atunci când suntem descurajați din cauza greutăților și nedreptăților. Ajută-ne când trebuie să facem alegeri în viață sau când trebuie să luăm decizii importante. Iisuse, dorim ca asemenea ție să ne acceptăm, să ne îmbrățișăm crucea și să o purtăm cu răbdare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus pornește pe drumul Calvarului și cade. Câtă umanitate reflectă acest verb a cădea. Iisus, om și Dumnezeu, a căzut, dar a căzut pentru că a ales să meargă. Dacă nu ar fi mers, nu ar fi căzut. Ar fi fost o alegere mai simplă. El ne oferă un exemplu așa puternic. Merge, cade și se ridică. E singura modalitate prin care poate înainta. Viața noastră e construită din alegeri zilnice. Deseori suntem conștienți că o anumită alegere, o anumită cale este mai grea, cere multă implicare și trudă. Așa că, din comoditate sau de frica unei posibile căderi, avem tendința să dăm înapoi, să căutăm o cale mai simplă. Iar când reușim să facem alegerea curajoasă de a merge pe calea strâmtă și grea, la prima cădere rămânem împotmoliți în descurajare și tristețe. Iisuse, ajută-ne să mergem înainte pe drumul credinței. Atunci când suntem căzuți, să te auzim cum ne spui. Tinere, îți zic, ridică-te. Iar atunci când nu mai avem nicio speranță și simțim că nu suntem vrednici de iertare, ajută-ne să ne punem nădejdea în tine. O Iisuse, ridică-ne și pe noi din rușinea și greutatea căderilor noastre și ajută-ne să mergem înainte, oricât de dificil ar fi drumul ales. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Plin de sânge, cu coroana de spini pe cap și cu o cruce care apasă din ce în ce mai greu pe umerii săi, Domnul le întâlnește pe mama sa. Plină de durere, Maria își petrece fiul pe drumul morții. Inima Mariei e sfâșiată de durere. Inima unei mame simte orice simte copilul ei. Mama întâlnește privirea fiului, o privire plină de suferință. Inimile lor se unesc pentru mântuirea sufletelor noastre. Există o mulțime de mame îndurerate pentru că fiii lor fac alegeri greșite în viață și cad pradă vicilor și dependențelor care îi conduc spre mormânt. Împreună cu aceste mame suferă și Maria, mama cerească. Și inima lui Dumnezeu este îndurerată, ori de câte ori întoarcem spatele și alegem răul și păcatul, crezând că acestea ne fac liberi. Tatăl nostru ceresc ne cheamă la El și ne așteaptă mereu cu brațele deschise. Să nu ne lăsăm copleșiți de grijile acestei lumi și toate durerile și suferințele noastre să le unim cu cele ale lui Iisus. Iisuse, ajută-ne să alegem mereu binele pentru a nu provoca dureri ție și Maicii tale. Fie ca tot ce ai îndurat alături de Sfânta Fecioară să fie ca ispășire pentru toate păcatele noastre și ale lumii întregi, iar în ziua de apoi să fim numărați printre cei mântuiți. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Pe drumul crucii, Iisus îl întâlnește pe Simon, un om simplu, dar preocupat cu activitățile sale cotidiene. Inițial, Simon nu vrea să-l ajute pe Mântuitorul. Noi cum am fi procedat? L-am fi ajutat pe Iisus? Nu avem niciun drept să-L judecăm pe Simon, pentru că și noi, asemenea lui, de foarte multe ori fugim de suferințele și necazurile semenilor. De ce s-a dat înapoi Simon? Noi de ce batem în retragere când vine vorba să-i ajutăm pe semeni? Pentru că suntem foarte obosiți după serviciu sau după cursuri, pentru că suntem absorbiți de multele preocupări cotidiene, pentru că avem multe proiecte, pentru că nu avem timp, pentru că și găsim o mulțime de scuze. În realitate, nu vrem să ne murdărim, nu vrem să ne aplecăm asupra celui în suferință. Iisus a luat asupra sa slăbiciunile noastre și ne spune că ori de câte ori facem o faptă de milostivire unuia dintre cei mai mici, Lui i-am făcut. Ori de câte ori faceți aceasta, luați crucea mea pe umerii voștri, sunteți Simon din Cirene. Iisuse, Tu ai luat asupra Ta slăbiciunile noastre și ai purtat chiar și bolile noastre. Te rugăm,
eliberează-ne de egoismul și de indiferența noastră și ajută-ne să fim mai atenți la suferințele semenilor noștri. Dă-ne putere să le oferim ajutorul, fără a fi forțați de cineva, fără a aștepta ceva la schimb. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să oferim din timpul nostru pentru a-i asculta, a dialoga și a-i vizita. Binecuvântează-i pe cei care se îngrijesc de cei bolnavi, trupește sau sufletește. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fața lui Iisus este plină de răni și de sânge. Dar iată că Veronica, plină de teamă, își face loc prin mulțime și caută chipul Domnului. Printr-un gest de duioșie, îi întinde năframă, șterge fața plină de sudoare și de sânge. Iisus a trecut pe pământ făcând bine tuturor oamenilor și nu a cerut niciodată nimic în schimb. Mai mult, El răsplătește fiecare gest de bunătate și duioșie. De aceea, îi lasă Veronicăi o amintire prețioasă. Își întipărește chipul pe năframa ei. Asemenea Veronicăi, și noi astăzi, plini de teamă, de durere, cu nenumărate încercări, căutăm chipul blând și senin al lui Iisus. Căutăm fața Domnului privegind pe acest pământ. Dar Iisus ne amintește că și un semn de apropiere simplu, dar concret, poate provoca forțe de înviere și de curaj. Da, și noi putem să ne apropiem de realitățile de durere și de moarte pe care le întâlnim în mediile noastre de viață. Putem să le atingem și să generăm viață asemeni lui Iisus. Iisuse, atinge-ne cu iubirea Ta. Fă să simțim duioșia Ta mistuitoare, ca să vedem chipul Tău în fiecare om pe care îl întâlnim, bolnav, rănit sau în dificultăți. Dă-ne curajul să ne apropiem și să-L atingem, iar apoi să ne ridicăm și să Te urmăm. Iisuse, dă-ne curajul Veronicăi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus cade iarăși în praf și țărână. Ne-am gândit vreodată de câte ori cei din jurul nostru iau în derâdere numele lui Iisus?
Da, ori de câte ori este luat în derâdere numele lui Isus, el cade din nou. Și noi ce facem în astfel de momente? Nu cumva rămânem insensibili și privim cum sângele său se amestecă iarăși cu țărâna? Nu cumva lovim și noi cu biciul în el în loc să-l ajutăm să se ridice? Cu siguranță și noi am fost tratați într-un mod nedrept, cu răutate și batjocură. Căderea noastră a fost și mai dureroasă dacă am fost părăsiți sau trădați de prietenii noștri. De aceea, atunci când în jurul nostru cineva îl desconsideră pe Iisus, să nu tăcem, măcar noi să rămânem alături de Domnul, să apărăm cauza sa. Hristos, cel mai bun prieten al nostru, nu ne părăsește, ci rămâne mereu cu noi când toți ne părăsesc. El ne mângâie și ne ajută să ne ridicăm. Iisuse, te rugăm, deschide-ne inimile spre cei din jur, luminează-ne mințile și ajută-ne să ne asemănăm tot mai mult cu tine, izvorul nemărginit de bunătate. Să devenim și noi mici izvoare de iubire, pace, bunătate și iertare. Să iertăm pe cei ce ne-au greșit, să-i ajutăm și să le fim sprijin celor care se află în nevoi. Dar să nu uităm că Tu ești izvorul a tot ceea ce suntem și avem. Este meritul Tău. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a opta, Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus se ridică și întâlnește privirile pierdute ale femeilor. Deși suferă, găsește putere să le ofere o privire înduioșată și plină de mângâiere. Oare noi acordăm timp privirii oamenilor din jur? Învățăm să ajutăm, măcar când ni se cere ajutorul, sau continuăm drumul indiferent? În aceste zile, suntem nevoiți să stăm în casele noastre. Ce anume alegem să privim? Ne panicăm în fața știrilor? Ne închidem în noi înșine? Suntem capabili să sunăm un prieten vechi, o cunoștință care ar avea nevoie de o încurajare, un bătrân care stă singur în locuința lui? Filmăm cu telefonul diverse scene, dar nu privim în ochi persoanele implicate. Neglijăm chiar pe cei cu care stăm în casă și oferim cu greu firmituri de atenție. Se pare că tocmai o pandemie ne-a oprit din activitățile cotidiene și am devenit atenți la numărul celor care mor pe patul de spital, privim îngroziți știrile și poate acordăm puțin mai mult timp rugăciunii. De ce așteptăm mereu o motivație negativă pentru a ne trezi la viață? Iisuse, ajută-ne să nu lăsăm pe nimeni și nimic să ne fure sensibilitatea. Ajută-ne să ne lăsăm inima înduioșată de cei care plâng și mor. Ajută-ne să plângem cu cei care plâng, pentru că anumite realități ale vieții se văd numai cu ochii curățați de lacrimi. Dacă vom ști să plângem cu cei care plâng și dacă îi vom privi cu ochii inimii, vom fi cu adevărat fericiți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a noua, Iisus cade a treia oară.
Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus a ajuns din nou la limitele puterii omenești. Cade, fiindcă prea tare la pasă indiferența și ignoranța noastră. Dar mai mult, îl doare cât știe că tot noi vom suferi de pe urma păcatelor noastre. De multe ori noi uităm de Iisus și ne lăsăm conduși de tot felul de pofte lumești. Nu ne gândim la consecințe, nu ne dăm seama că decădem de la scopul cu care Tatăl ne-a creat și devenim morți, fizic, spiritual, emoțional, social. Dar Iisus a făcut totul pentru noi. A îndurat chinul crucii pentru a ne reda viața. A căzut și s-a ridicat după a treia cădere pentru a ne arăta că nu trebuie să abandonăm niciodată. S-a ridicat pentru a ne da curajul de a ne ridica și a visa, de a risca și a ne angaja, de a schimba lumea devenind ceea ce suntem, fiii Tatălui Ceresc. Iisuse, îți mulțumim pentru jertfa supremă pe care ai dus-o până la capăt din iubire pentru noi. Îți mulțumim că nu ne abandonezi nici chiar atunci când noi uităm de tine. Ajută-ne să trăim această existență noastră în mod demn și rodnic. Îți încredințăm viața noastră și a celor dragi și te rugăm să ne însoțești în toate alegerile noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 10-a. Iisus este despuiat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Soldații își doresc hainele simple ale lui Iisus și trag la sorți pentru ele. Neputincios și gol, Iisus privește spre ei cu aceeași iubire pură. Nu îi judecă pentru gestul lor. Deși este dezbrăcat cu brutalitate, Iisus nu strigă la soldați, nu se împotrivește, nu ridică pumnul spre ceruri. Și totuși, îi este foarte greu, pentru că trupul său poartă rănile provocate de noi, răni pe care nu ar fi vrut să ni le arate. Ne asemănăm și noi cu soldații atunci când îl renegăm pe Iisus, când ne dezbrăcăm de El, de haina albă pe care am primit-o la botez. De asemenea, îl dezbrăcăm pe Iisus ori de câte ori îl dezbrăcăm pe aproapele, prin cuvinte jignitoare, injurii sau lucruri neadevărate, nedemne și nedrepte. Iisuse, ajută-ne să simțim duioșia Ta în adâncul sufletului nostru, astfel încât ceea ce avem în inimă să se reflecte asupra aproapelui nostru. Să transmitem bucuria vieții atât celor ce și-au pierdut credința, speranța, iubirea, cât și celor ce simt că sunt morți sufletește. Dă-ne curajul de a ne ridica privirea ca să conștientizăm prezența Ta în orice moment. Să-ți întâlnim privirea blândă ce generează viață nouă. Cu ochii curățați de lacrimi, să observăm realitățile lumii, astfel încât să nu fim insensibili în fața semenilor. Să acționăm îmbrăcați cu iubire, umilință, îndurare, răbdare și bunătate,
așa cum ai făcut tu atunci când ai fost despuiat în văzul tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisus este răstignit pe cruce pentru păcatele noastre, pentru fiecare greșeală noastră, pentru fiecare cuvânt urât pe care l-am spus celorlalți, pentru fiecare clipă când ne-am îndoit de El. Noi nu L-am ascultat și totuși El îndură chinul răstignirii pentru noi. Să ne imaginăm ce înseamnă să ți se bată cuie în mâini și picioare. Este o durere insuportabilă pe care Iisus o suportă pentru noi. De ce? Pentru că este iubire absolută. Adesea privim la crucifix și ne plângem de problemele noastre, de suferințe, de cât de greu ne este să mergem mai departe. Privim răstignitul și avem impresia că Iisus ne-a părăsit. Nu cumva suntem noi cei care L-am părăsit pe Iisus? Nu cumva noi am refuzat să-I alinăm chinurile și rănile? Iisuse, chiar dacă nu vedem, Tu ești mereu lângă noi și ne ferești de primejdii. Dar noi unde suntem când Tu ai nevoie de noi? Nici o durere prin care trecem nu se poate compara cu suferința Ta de pe cruce. Nu există destule cuvinte, nu există destule fapte prin care să-Ți arătăm cât de mult Îți mulțumim pentru iubirea Ta nemăsurată. Astăzi, îngenunchem la picioarele Tale înroșite de sânge. Iartă-ne că ai îndurat atâtea chinuri din cauza noastră. Ajută-ne, Iisuse, să nu mai adăugăm și alte cuie mâinilor Tale, ci să ne purtăm crucea cu răbdare, urmându-Te oriunde ne chemi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Ajuns la capătul suferințelor sale, aplecându-și capul, Iisus își dă sufletul. Dumnezeu nu obosește niciodată să ne iubească. Ne iubește până la sfârșit, până la sfârșitul lumii. Ne iubește total, fără jumătăți de măsură. Pentru noi este pe cruce acum. Nouă ne dăruiește viața Sa. Am putea cere mai mult? El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea Sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe Sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, a trăit în praf și lacrimi ca să putem înțelege iubirea Sa. Noi, la ce suntem dispuși să renunțăm pentru El? Să lepădăm comportamentul neprietenos, să înlăturăm din noi vorbele jignitoare, să fim curați în gânduri și să omorâm pornirile rele,
să-i dăm revolta noastră și teama de moarte, căci pe cruce El a învins ura și moartea. Să-i dăm strigătul neliniștii noastre, iar El ne va da strigătul victoriei sale. Iisuse, fii alături de noi, alungă din noi tot ceea ce ne împiedică să stăm cu Tine. Eliberează-ne de indiferență, alungă torobeala pentru a veghea și a ne ruga împreună cu Tine. Revarsă în noi, Doamne, o profundă părere de rău pentru păcatele săvârșite, căci știm bine, ele au fost cauza pătimirii și morții Tale dureroase. Ajută-ne să percepem glasul Tău în tăcere. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 13-a, Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iisus este mort. S-a făcut liniște. Am încremenit în fața atâtor umilințe și batjocuri. Privim fix spre cruce și spre trupul rece care este coborât de pe ea și conștientizăm importanța suferințelor lui Hristos. Ce sentimente ne încearcă? Să fie teamă, milă, recunoștință? Sau suntem doar curioși și pasivi în fața unui astfel de moment? Dacă ne gândim la acțiunile noastre zilnice, cu rușine constatăm că în viața noastră s-a instalat comoditatea. Oare pentru asta am fost creați? Să fim comozi? Să ne izolăm în tehnologie? Să ne închidem în carapacea noastră confortabilă? Coborârea lui Iisus ne dă curaj să ne ridicăm din comoditatea noastră, din rutina și pasivitatea noastră. Prin coborârea Sa de pe cruce, Iisus ne spune astăzi: ridică-te, visează, riscă, curaj, tinere, nu trăi într-o lume virtuală, deschide ochii și privește nevoia celor care te strigă, oferă din timpul tău celorlalți, dăruiește-te. Iisuse, Te rugăm, ajută-ne să nu rămânem comozi în fața unui device în care să creăm o lume a noastră, simplă și fără bătăi de cap. Privindu-Te în brațele Mariei, mama Ta, să înțelegem lecția de curaj pe care ne-o predai astăzi. Da, suntem mici, slabi, cu defecte și păcate, însă auzim cum ne strigi acum pe fiecare pe nume. Ne chemi să fim martorii Tăi, să Te facem cunoscut prin faptele noastre, nu doar prin vorbe. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 14-a, Iisus este înmormântat. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iosif din Arimateea, discipul al lui Iisus, ia trupul Mântuitorului, îl învelește într-un giulgiu curat și îl pune într-un mormânt nou. Există multiple realități ale morții: fizică, spirituală, emoțională, socială. Tot mai mulți tineri, și nu numai, se pierd în abisul angoaselor și remușcărilor, sfârșind morți pe interior. Cât de atent privim la durerea și moartea cu care se confruntă cei din jur. În fond, doar înduioșarea și privirea dezbrăcată de sine ne fac părtași cu adevărat la durerea celuilalt.
Când vine vorba să ne îngrijim de cel mort, indiferent de forma morții cu care se confruntă, mult prea rar acționăm asemenea lui Iosif din Arimateea. Și poate că niciodată nu mergem în profunzime. Poate niciodată nu mergem până în punctul în care să le oferim celor morți ce avem mai bun. Sufletul, delicatețea și mormântul nou. Sufletul nostru care să poarte sufletul lor pe brațele compasiunii, delicatețea și candoarea noastră care să acopere goliciunea lor plină de răni. Mormântul nou pe care îl pregătiserăm pentru noi, pentru ca ei să-și doarmă somnul până când Domnul îl va revărsa pe Duhul Sfânt care le va reaprinde funcțiile vitale. Iisuse, dă-ne harul ca în acest an să fim noi cei care îți luăm trupul spre a-l înveli în pânza curată a giulgiului și să te purtăm strâns la piept, ducându-te în grota sufletului nostru. Doar parcurgând acest drum vom fi capabili să-l refacem pentru tine mereu, atunci când îl vom străbate împreună cu Cel de lângă noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 15-a, Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Actul de iubire al lui Iisus nu se termină printr-un somn al morții. Femeile pornesc spre mormânt pentru a-i unge rănile, dar cine să le dea piatră la o parte? Putem spune că ele se întrebau, cum va fi aceasta? Și primesc un răspuns la care nu se așteptau. Piatra cea mare este dată la o parte, iar mormântul este gol. Piatra păcatului, piatra necredinței, stă și în calea bucuriei noastre de a vedea că Iisus, speranța noastră, a înviat. Ce facem noi astăzi ca să trăim acest entuziasm? Simțim în sufletul nostru această viață nouă dăruită de Iisus? Pe când își purta crucea, Iisus a căzut de 3 ori, dar de fiecare dată s-a ridicat, a mers mai departe pentru a duce la îndeplinire misiunea încredințată de Tatăl. Aflat singur în mormânt, Iisus se mai ridică odată, pentru a arăta că moartea este biruită. Păcatul meu, al tău, al tuturor, este învins. Iar El ne spune, tinere, îți zic, ridică-te. Iisuse, îți mulțumim că te ridici zilnic pentru noi toți și că ne transformi în oameni noi. Dă-ne mereu curajul să ne ridicăm din stările noastre de păcat, care ne țin departe de tine. Și îmbracă-ne cu haina albă a purității spirituale ca să putem deveni martori ai învierii tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisuse, ție ți s-a făcut milă. Ai fost atins până în măruntaie de durerea noastră. Înduioșarea te-a determinat să iei firea sclavului, devenind întru totul asemenea nouă în afară de păcat. Ai luat asupra ta crucea, căderile, mizeria și moartea noastră. Dar nu totul se încheie cu moartea. Viața are ultimul cuvânt. Însoțindu-te, tu ne înveți să te urmăm. Calea crucii tale să fie și calea noastră. Doamne, ne-ai arătat că numai cine merge, numai cine își îmbrățișează crucea, cade și se ridică, numai cine găsește un cuvânt de mângâiere pentru ceilalți și moare pentru el însuși, numai acela va ajunge la învierea fericită. Ajută-ne să primim cu credință această invitație a ta.
Să ne ridicăm, să primim viața nouă, viața din belșug pe care ne oferi. Tu care ai suferit, ai pătimit, ai murit și ai înviat pentru noi, Tu să ne însoțești mereu. Ajută-ne să trăim viața noastră în mod demn și rodnic, fără frică și fără complexe. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău și în vecie nu Te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.